Popescu urmează să facem această lucrare. Rog pe fratele Beni să citească pasajul din Scriptură și apoi mă voi ruga Domnului. Citim din cunoscutul pasaj din Numeri, capitolul 6, versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiii lui și spune-le: așa să binecuvinți pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, să ai mise așa. Amin. Domnul să facă să lumineze lui peste tine și să se îndure de tine, ai mise așa. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea, ai mise așa. Amin. Astfel se pune numele Domnului peste copiii lui Israel, pe copiii noștri care Dumnezeu ne-a binecuvântat, și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, așa cum promiți prin cuvântul tău, noi credem că se întâmplă, ai doma, de aceea venim la tine cu copiii noștri, Doamne, cu credința deplină, cu convingerea fermă că ceea ce ai spus tu ia ființă, Doamne, de aceea în dimineața aceasta, împreună cu fratele Elisei și sora Lidia, împreună, Doamne, venim înaintea Ta și îți prezentăm pe micuța Amy, Sasha, pe care te rog frumos din clipa aceasta să o iei pe brațele Tale atotputernice. Doamne, o încredințăm în mâna Ta puternică, în brațul Tău slăvit și sfânt. Îți mulțumim, o Doamne, că ai vegheat peste ea, Doamne, chiar, Doamne, atunci când oamenii au speriat familia aceasta, Tu ai avut cuvântul hotărător și le-ai dat biruință și binecuvântare. Slăvit să fie numele Tău! Îți mulțumim pentru că ai lăsat-o sănătoasă și îți mulțumim că le-ai dat-o, Doamne, Dumnezeul meu, tiafără, cu toate mădularele. Slăvit să fie numele Tău! Din toată inima, Doamne, acum o încredințăm în brațele Tale, Tu s-o crești mai departe și Tu s-o veghezi în toată călătoria ei pe pământ. În mod deosebit, Doamne, te rog să-i dai sănătate, să-i dai o creștere armonioasă, binecuvântată, Doamne, cu auz, cu vedere bună, Doamne, cu toate simțurile în trupul ei, Doamne, care să poată, Doamne, Dumnezeul meu, trăi o viață normală și în sănătate deplină și binecuvântarea Ta, Doamne, să fie peste întreaga ei ființă. Să o ajut că atunci când va crește mare și va cunoaște despre Tine, Doamne, și va înțelege, Doamne, ce este bine și ce este rău, să aleagă binele, să Te aleagă pe Tine, să aleagă calea vieții, Doamne, să aleagă mântuirea Ta. Îți mulțumesc din toată inima că Tu ești Dumnezeu care asculți rugăciunea, Doamne, de aceea vin toți oamenii la Tine, iar noi, ca copii ai Tăi, cu și mai multă încredere și convingere facem lucrul acesta, aducându-ne pe noi și copiii noștri înaintea Ta și îți mulțumim că ne primești, Doamne. Te rog din toată inima să binecuvintezi pe fratele Elisei cu sănătate deplină, cu putere de muncă, cu înțelepciune. Doamne, să-i dai calități de tată, așa cum am auzit din cuvântul Tău, Doamne, să fie, Doamne, preot în casă, care să poată să-și învețe, Doamne, fetițele în frică și în temere de Tine și copiii pe care li vei da, Doamne. Te rog să-i dai putere, Doamne, sănătate, înțelepciune, putere să slujească Ție, Doamne, și să Te iubească pe Tine toată viața lui, Doamne. Te rog din toată inima să o binecuvintezi pe sora Lidia cu toate calitățile de mamă sfântă, creștină, Doamne, care să poată să mijlocească pentru casa ei, Doamne, așa cum s-a auzit din cuvântul sfânt în dimineața aceasta și să fie, Doamne, în permanență înaintea Ta o mamă creștină, sfântă, Doamne, care să-ți lucreze pentru Tine și să facă voia Ta. Să-i dai sănătate și ei și putere de muncă și înțelepciune cum să învețe copiii ei, Doamne, să urmeze calea Ta. Binecuvintează, Doamne, Te rugăm și pe surioara lui Amy, Sasha, pe Anastasia, Doamne, Te rog ca împreună să le ajuți cu părinților să slujească Ție toată viața și Te rog să binecuvintezi tot ce aparține de această casă, bunicilor, Doamne, aici, familia fratelui Dumitru, părinții lui Lidia, Doamne, care sunt în România și toate rudenile care țin de aceste familii, Te rugăm să le binecuvintezi. Și acum când, Doamne, Dumnezeul meu, cred din toată inima că reverși binecuvântarea Ta peste Amy, Sasha, Te rog, uită-Te în jurul nostru, la toți copiii noștri, Doamne, mici sau mari, și lasă peste fiecare dintre ei, Doamne, binecuvântarea Ta și protecția sângelui Tău sfânt, oriunde în călătoria pe pământ vor ajunge copiii noștri. Îți mulțumim, Doamne, că ne asculți și că vei face lucrul acesta în meritele marelui
preot și profet care l-ai lăsat pe pagine Bibliei și care l-ai trimis în lumea noastră să le mântuiască Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Așa cum stăm înaintea Domnului, mulțumim cu toții Domnului pentru dimineața aceasta și ne